Campania de vaccinare anticovid din România a intrat de astăzi în etapa finală, cea de-a treia, care va fi deschisă tuturor persoanelor care au împlinit 16 ani și care doresc să se vaccineze. Listele de așteptare s-au deschis succesiv pe județe, luate în ordine alfabetică. Pentru județul Gorj, listele s-au deschis între orele 11 și 13, dar rămân deschise în continuare. La prânz, în niciun centru de vaccinare din Târgu Jiu nu mai erau locuri disponibile, însă doritorii s-au putut înscrie pe listele de așteptare. Asta în cazul în care au reușit să intre pe platforma de vaccinare, pentru că portalul a prezentat mai multe sincope pe tot parcursul zilei. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt înscriși pe platforma electronică, din care aproximativ 500 de mii sunt din rândul populației generale, a anunțat premierul Florin Câțu. Dacă doriți să vă vaccinați, înscrierea se face prin intermediul listelor de așteptare. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt înscriși pe platforma electronică, din care aproximativ 500 de mii sunt din rândul populației generale. Programarea se face online sau prin call center. Apoi veți primi notificarea locului disponibil în centrul pentru care ați optat, a precizat premierul Florin Câțu. Potrivit acestuia, vaccinarea nu este obligatorie, dar este singura soluție pentru a reveni la normalitate cât mai curând. În localitățile cu rata de infectare de peste 4,5 la 1000 de locuitori va începe vaccinarea propriu-zisă a persoanelor care s-au programat deja. Pentru restul, vor fi alcătuite liste de așteptare.